Pentru că avem o seară puțin mai specială. O să vedeți de ce. Da. Și iar s-a întrerupt, gata. Bună seara, vă spun tuturor încă o dată. Numele meu este Viorica Ranghilov și în această seară mă simt onorată să fiu în fața dumneavoastră, să vă ofer ceva din experiența, ceva foarte mult chiar, din experiența mea pe care o am alături de acest concept care se numește Oportunitatea Amway. Mă simt mândră și mulțumesc pe această cale, în primul rând organizației Schwartz, apoi familiei de diamanți Dascălu, liniei de îndrumare familia Ciochină și tuturor liderilor, pentru că suntem împreună în această seară și am șansa și posibilitatea să vă ofer pe platou servit elegant parte din experiența mea alături de Amway. Am să vă spun câteva lucruri despre familia noastră. Eu am aflat despre această oportunitate în urmă cu aproximativ 20 de ani. Am fost invitată la o întâlnire. Eram în căutarea unei posibilități de a obține un venit suplimentar. Nu știu cât mi-a plăcut ideea, cert este că sufletește nu eram pregătită pentru a începe ceva, pentru că aveam ceva probleme cu tatăl meu, care, Dumnezeu să-l ierte, era bolnav în perioada aceea. Așa că am ascultat, am înregistrat, n-am spus absolut nimic. Șansa mea a fost că după o perioadă de timp, fiind pe lista unei doamne foarte ambițioase, am fost invitată din nou. De data aceea am spus da, pentru că mă gândeam că s-ar putea nimeni niciodată să nu mai mi ofere această șansă. De aceea m-am alăturat proiectului și am avut o înțelegere, pentru că noi suntem o familie foarte veselă, așa cum suntem cunoscuți în această echipă. De ce? Pentru că toți suntem absolvenți de conservator. Toți suntem artiști care noaptea, care ziua, care printre picături. De aceea am încercat să susțin pe fiica și pe ginerele meu, care sunt soliști de operă, și, bineînțeles, soțul meu, care este dirijor. Iar eu eram puțin femeia de servicii, adică cineva trebuia să primească facturile, să le rezolve, să umple frigiderul și alte lucruri de genul acesta. Dar într-o zi, toate paharele s-au umplut. Așa că am fost bucuroasă că a venit această idee și spuneam că am stabilit o convenție între noi. Dacă experiență nu aveam, dacă toate lucrurile aveau un început și un început în care nimeni nu știa mare lucru, atunci eu am spus, eu mă arunc în valurile acestui necunoscut și o să vedem ce o să se întâmple. În cazul în care nu voi primi niciun fel de ajutor, vreau să nu mi se pună piedică. Și toate lucrurile s-au desfășurat așa cum mi-am dorit. Însă momentul în care au început să apară rezultate, sigur, s-au alăturat toți, au apreciat produsele, suntem acum consumatori 100%, ba dimpotrivă, toate cele trei generații apreciază aceste produse, le folosesc, le recomandă și suntem tare mândri că facem parte din echipa Amway. Dar în seara aceasta tema discursului meu este legată de gânduri și de fapte.
De ce am ales această temă? Este o temă poate puțin filozofică la început, însă toate gândurile noastre trec prin noi. La nivel cerebral, trebuie să știți că avem doi, le spun eu pițigoi, dacă nu doi omuleți. Unul este vesel, este bucuros, care susține toate gândurile bune pe care noi le avem. Celălalt este un pic mai jucăuș și în joaca lor încearcă să ne pună piedici. În joaca lor încearcă să ne arate care lucruri sunt mai puțin reale și ne împinge ca să le realizăm. Deci gândurile sunt idei, sunt ipoteze formulate mental. Ele pot fi adevărate sau false. După cum îi lăsăm pe cei doi să decidă, bineînțeles, sub coordonarea noastră. Faptele sunt evenimente care se întâmplă, de fapt, în realitate. Dacă gândești că viitorul nu va aduce nimic bun, este un gând care poate fi adevărat, dar poate fi și fals în același timp. Gândurile rele pot fi îndepărtate prin ignoranță. Depinde numai de noi. Spunem ceea ce gândim și facem ceea ce spunem. Tot ceea ce face omul în viața lui, o face în primul rând pentru sine. Toate deciziile pe care le luăm sunt numai și numai pentru noi. Vă doresc din suflet să treceți prin această ipostază și să vedeți cum se usucă gâtul și nu mai poți vorbi. Da? Deci, îmi doresc din suflet pentru fiecare dintre dumneavoastră. Este o fază foarte plăcută. De aceea mă scuzați că am apelat. Dacă îți dorești foarte mult ceva, mai devreme sau mai târziu, cu siguranță se va îndeplini. Revin la ideea conceptului pentru mine, mai devreme sau mai târziu, s-a întâmplat. Adică am fost din nou invitată și am avut șansa și posibilitatea să decid și să aleg. Cert este că din momentul acela nimeni nu m-a mai sunat, nimeni nu mi-a mai oferit această șansă. Și de foarte multe ori mă întreb ce s-ar fi întâmplat dacă aș mai fi lăsat să mă mai gândesc. Așa că eu am terminat cu gândirea, am luat o decizie și am trecut la fapte. Gândul este arhitectul destinului. Este o asemănare care mie mi-a plăcut extraordinar de mult referitor la această situație, la această idee. Gândul de asemenea este părintele faptei. Când o persoană generează un gând, vibrează totul în jurul lui, așa încât acest lucru se simte. Gândul este sculptorul ce te face o persoană care vrei tu să devii. Pentru ca visurile să devină realitate, gândurile trebuie să devină fapte. Ce frumos este să poți gândi. Însă ce se întâmplă în momentul în care mai mult gândim noaptea? Cu siguranță fiecare dintre dumneavoastră v-ați trezit dimineața cu un gând care v-a măcinat poate somnul și v-ați pus întrebarea. De cele mai multe ori, gândurile de noapte nu sunt vise, sunt gânduri reale care așteaptă să fie realizate. Unii încearcă să reinventeze roata. În loc să urmăm un sistem dovedit ce așteaptă să fie descoperit. Legat de oportunitatea, vreau să vă spun că ea este un business generat de peste 60 de ani, care în momentul acesta se derulează în peste 80 de țări și teritorii. El are la bază un sistem care trebuie însușit, care trebuie învățat și practicat. Pentru că doar așa
se pot obține rezultate. Și pentru că trecutul și prezentul îl cunoaștem, a trecut prin noi, suntem participanți la aceste două etape, viitorul este un necunoscut. Haideți în această seară să deschidem puțin ușa viitorului. Ce se întâmplă cu afacerile? Afacerile din momentul acesta pot oferi o viață mai bună, libertate financiară, personală, însă sunt și afaceri care te copleșesc, care te secetă de energie. Fiecare alege în ce fel de afaceri își dorește să se implice. Oportunitatea Amway se referă la cumpărături. Toți oamenii fac două lucruri. În primul rând, fac cumpărături, pentru că vorbim de produse consumabile, și vorbesc. Acum depinde ce fel de cumpărături vrem să facem și mai ales de unde și ce vorbim. Oportunitatea Amway ne oferă reduceri la cumpărare în baza unui card. După statisticile făcute în acest moment, s-a ajuns la concluzia că 70% din români nu au auzit de această oportunitate. Luați aminte, suntem poate unii din cei mai vinovați la acest capitol. 70% din români nu au auzit de oportunitatea Amway. 80% nu au folosit niciun produs. Deci de unde să aibă o părere dacă ei n-au folosit niciodată niciun fel de produs? Și 90% din populația implicată și mai ales neimplicată în proiectul acesta așteaptă cineva să le ofere încredere, să le ofere pasiune, pentru că acest concept va face parte din noua ordine mondială. Întrebare. Unde stăm? Cât mai stăm pe gard? Coborâm și pornim în acțiune. Ce ne mai oferă oportunitatea? Cumpărături de acasă. Nu spun ce am făcut în ultimii 2 ani în perioada pandemiei, dar de acasă cumpără marea majoritate a oamenilor. Dar de unde cumpără? Cumpără din diferite magazine online care au fost generate pentru fiecare dintre noi. Dar de ce să nu cumpărăm din propriul magazin? Este un lucru cât se poate de interesant. Cine oferă această posibilitate? Păi ne oferă două forme de câștig. În primul rând, un bonus sub formă de discount, dar și un adaos comercial din recomandarea acestor produse. Oamenii au nevoie să vadă. Să vadă pe cineva care se implică, să vadă pe cineva care are rezultate. Oamenii au nevoie să învețe. De la cine? De la toți cei prezenți în această seară și nu numai, că sunt cu mulți, mult, mult mai mulți. Deci chiar dacă tu ești pentru prima dată, de la tine vor putea învăța cei care nu știu nici măcar cât ai aflat tu până acum. Și după ce vor învăța și vor învăța ce au de făcut, să facă singuri afacerea lor. Deci afacerea se învață, se vede, se învață, apoi se face, se execută, da, tot ce am învățat. Avem acces gratuit la o echipă. În această seară puteți vedea echipa și în fiecare zi de luni, echipa care generează acest concept, echipa care face să funcționeze acest concept extraordinar. De asemenea, avem acces la un concept de dezvoltare personală. Am aici câteva cărți care au stat la baza formării mele. Se vede? E puțin pe dos. Am să vă citesc eu. Aurul gospodăriei. Aurul gospodăriei trece prin portofel.
Deci să faci o afacere cu banii din portofel este extraordinar. Aurul gospodăriei. Dacă vrei să vezi cât aur se află în portofelul tău, procură această carte și citește-o. Ca să poată funcționa aceste idei, ai nevoie de atitudine. Atitudinea este totul. O carte extraordinară, o carte ușoară de început, pentru perioada de început. Luptă pentru visul tău. Visul este un element foarte important care se află la baza acestui concept. Și ca să vă dezvălui misterul acestei teme, începe cu ce nu-ți place. Aprinde becul și începe cu ce nu-ți place. Sunt convinsă că foarte multe lucruri nu ne plac în viață, dar n-avem încotro. Trebuie să le facem. Așa că trebuie să începem pentru a avea rezultate, să începem cu ceea ce nu ne place. Nu contează cine ești. Nu contează de unde vii. Contează unde vrei să ajungi. Este un concept extraordinar de interesant. Să știți că nu sunt doar niște cuvinte adunate. Ele sunt din suflet spuse. Dezvoltarea personală și munca în echipă aduce plus valoare semenilor. Este conceptul în care am întâlnit acest mesaj de a aduce plus valoare semenilor. Ca să-mi pese de cei care sunt în jurul meu. Să-mi pese de cei care poate mă salută, poate nu mă salută, poate mă cunosc, poate nu mă cunosc. Viitorul bazat pe încredere, pe optimism și munca susținută îi vor ajuta pe oameni să-și realizeze obiectivele. Da. Și vom continua. Cum va arăta viitorul? Doar apelând la un card de cumpărături. În seara aceasta ați aflat doar câteva din secretele acestui adevăr. Am să vă spun o poveste legată de fericire. De fapt, ce înseamnă fericirea pentru fiecare dintre noi? Sensul adevăratei fericiri ne poate aduce bogăție financiară sau confort în casa noastră sau realizarea copiilor. Fericirea ne poate asigura sănătatea de care fiecare dintre noi avem nevoie. Însă, o poveste reală pe care am găsit-o ne oferă un alt aspect al fericirii. Repet, este o poveste reală. Un om de afacere a fost rugat să asigure 200 de scaune cu rotile pentru copiii cu dizabilități. Bineînțeles că le-a oferit personal și a văzut strălucirea fericirii din ochii copiilor. La un moment dat, unul din copii l-a apucat strâns de picior, motivând: vreau să-mi amintesc chipul tău, să te recunosc în rai și să-ți mulțumesc încă o dată. Mi s-a părut o poveste extraordinară. De câte ori am întins o mână, am oferit o idee cuiva. Nu trebuie neapărat să aștept să mă laude, da? Mulțumirile vor veni cu siguranță în timp. De fapt, fiecare dintre noi ne dorim să înregistrăm succesul. Ce înseamnă să nu fii un om de succes? Să nu fii, ci să fii un om de valoare.
cu părerile altora, știți că de foarte multe ori ne mai împiedicăm în refuzurile sau părerile celor din jurul nostru. Însă cu acestea, niciodată nu mi-am putut plăti facturile. Gândurile și faptele ne pot aduce fericirea. Fericirea imediat sau pe termen lung. Omul care este fericit este unul dintre cei mai bogați oameni din această lume. Fericirea este un cont bancar din care tu retragi ceea ce ai depus. Foarte interesantă această comparație. Mă simt fericit ori de câte ori reușesc să mă ridic deasupra unui obstacol. Este o afirmație a unui mare compozitor pe care noi îl respectăm și îl admirăm. Este vorba de Ludwig van Beethoven. Repet, mă simt fericit ori de câte ori reușesc să mă ridic deasupra unui obstacol. Să nu ne temem de obstacole, ci să găsim soluții pentru a le depăși. Refuzul este un obstacol de care ne temem cei mai mulți dintre noi. El este însă începutul educației. Îi mulțumesc în mintea mea persoanei care m-a respins, pentru că mi-a oferit ocazia să învăț, să corectez și să îmbunătățesc performanțele. Altfel, poate aș fi fost un nimeni. Faptele vorbesc atât de tare că ceea ce spui nu se mai aude. Curajul are o ușă care poate fi deschisă doar din interior. Ai curaj și deschideți ușa minții, ușa gândirii personale, ușa faptelor tale personale. Școala te învață lecția, apoi îți dă testul. Viața îți dă mai întâi testul și apoi îți arată lecția. Așa că e bine, chiar dacă situația la școală a fost mai bună sau mai puțin bună, în momentul acesta să avem o experiență proprie a ceea ce înseamnă învățare, mai ales că avem posibilitatea să învățăm de la experți. Dacă e important pentru tine, vei găsi o cale. Dacă nu, cu siguranță vei găsi o scuză. Scuzele sunt la îndemâna tuturor. Sigur, e bine să facem diferența între scuze și fapte reale, fapte pozitive și mai ales să demonstrăm că avem capul pe umeri să gândim, să acționăm și nu doar să nu ne ploaie în gât. Mă scuzați de această recomandare, dar nu pot să nu neapărat să închei, dar mă simt extraordinar de bine când storc un zâmbet cu vorbele pe care le-am oferit. Oportunitatea, Emăi, este și pentru tine. Alătură-te acum cât nu este prea târziu. Sau mai bine mai târziu decât niciodată. Fă ca lucrurile să se întâmple, gândește într-un mod pozitiv, dar gândește și acționează precum gândurile tale pozitive. Ai încredere în echipa din care faci parte, ai încredere în îndrumătorul tău, ai încredere în produse și fă ca lucrurile să se întâmple. Vă doresc tot ce vă doriți dumneavoastră, fiecare în parte. Dacă sunt întrebări, sunt dispusă să vă răspund, dar până vă mai gândiți și până ce eventual le scrieți, am să vă transmit că săptămâna viitoare, tot luni, la aceeași oră, 20, avem o șansă fiecare dintre noi extraordinară, și anume partea masculină a unei familii integrate și implicate în acest proiect financiar,
ne va oferi din experiența personală. Este vorba de un domn pe care eu personal îl admir și îl apreciez de când l-am cunoscut, și anume este vorba de domnul Cătălin Movilă. De asemenea, în această seară, întâlnirea noastră mai are un moment special, și anume fiind în prima săptămână din lună, pentru că s-au înregistrat o serie de parteneri mai ambițioși, mai activi, mai implicați, care au înregistrat nivele noi de calificare, avem șansa ca doamna Luminița Dascălu să ne facă cunoscuți, să-i vedem și pe noi, să ne ambiționăm și noi, pentru că există astfel de oameni, să învățăm de la ei și cu siguranță luna viitoare sau peste două luni de zile, da, vom avea șansa să venim cu mai multe persoane înregistrate la nivele noi de calificare. Încă o dată vă doresc o seară frumoasă, o lună cu mult spor și tot ceea ce vă doriți să realizați. Minte deschisă, gânduri luminate. Doamna Luminița, vă dau cuvântul. Bună seara! Așteptam să oprească înregistrarea, dar văd că lucrul ăsta nu se întâmplă și atunci am să preiau eu.